Elevii au revenit astăzi la școală ca să înceapă vacanța apoi mâine. După 3 săptămâni de grevă, aceștia s-au întors în bănci pentru 3 zile. Teoretic, profesorii trebuie să recupereze în aceste zile tot ce trebuia făcut într-o lună. La Colegiul Radu Greceanu, profesorii au încheiat mediile, iar până vineri, toți elevii din anii terminali vor fi înscriși la cele 2 examene naționale, evaluarea și bacalaureatul. Conducerea liceului susține că totul este pregătit, comisiile de examen au fost întrunite, iar profesorii știu ce au de făcut. Pentru primele 2 săptămâni din anul școlar următor, în acea perioadă de evaluare, de recapitulare, vom preda materia care a rămas nepredată în anumite situații. Deci clasele 8-a și a 12-a aveau materia finalizată și la majoritatea claselor, unde a rămas ceva nepredat, un capitol, să știu, câteva lecții, le putem recupera la începutul anului următor. La Colegiul Ion Minulescu, cursurile au fost reluate exact de unde au fost lăsate, adică din Școala Verde. Astăzi, unii copii au venit doar să predea manualele, iar profesorii au încheiat și ultimele medii. Suntem în săptămâna verde. Numai dacă se stabilește, dar dacă se stabilește un plan remedial, deși nu este cazul, atunci s-ar pune note. S-au încheiat mediile? Mediile s-au încheiat, da. La clasele terminale, la clasa 12-a și la clasa 8-a, urmând a fi încheiate mediile la celelalte clase. Mediile au putut fi încheiate fără probleme, elevii având notele necesare închiderii anului școlar. Din câte știu eu, nu a fost cazul de materii cu o singură notă, au fost mai multe, chiar mai mult de 2 note și probabil că situația era în regulă. Cât despre elevii din a 8-a și a 12-a, profesorii susțin că ei nu au avut de suferit în urma grevei. Materia era finalizată atunci când a fost declanșat conflictul de muncă. Nu ar trebui să aibă probleme în ceea ce privește materia, pentru că deja ne aflam în perioada de recapitulare. Cel puțin la clasa 12-a știm bine, greva a intervenit cu 1 săptămână înainte să se termine programul. Noi deja stabilisem în acea săptămână absolvirea, mediile au fost încheiate, deci nu, eram deja în recapitulări cu ei, materia a fost deja terminată. Vineri, elevii intră în vacanța de vară, urmând ca cei din anii terminali să susțină examenele finale.